Nu de puține ori, tinerii giurgiuveni s-au plâns de lipsa unor locuri de distracție în municipiul nostru. Neavând prea multe alternative, tinerii preferă să rămână acasă în fața televizorului sau a calculatorului pe rețelele de socializare, ori intrând în lumea virtuală a jocurilor. Sfârșiturile de săptămână sunt și mai plictisitoare, pentru că Giurgiu nu se poate lăuda cu săl de bowling, cluburi ori karaoke. Pentru că este vară, foarte mulți tineri își petrec timpul la ștrandurile din oraș, dar tânjesc să meargă să se distreze într-un club sau să vadă un film la cinematograf. Spune-ne, ce faci tu să-ți petreci timpul liber în Giurgiu? Ce alternative ai? Mă duc la un fotbal cu prietenii, mai mă duc la strand, handbal. Mă duc la antrenament, cam handbal și cam atât. Ce crezi că n-ar lipsi? Un cinematograf. Îți dorești de mult un cinematograf. Da. A venit o fată de la București și care e prietenă cu o colegă de-a mea și tatăl ei chiar s-a mirat că noi nu avem un cinematograf în Giurgiu. Nu sunt din Giurgiu, din București. Și în București ai unde să-ți petreci timpul liber? Da. Nu știu, perioada asta, piscine și cam atât. Și când vii în Giurgiu, ce faci? Strand. Atât? Da. Ce crezi că ar trebui să avem prin oraș așa locuri de petrecere a timpului liber? Păi nu știu, nu prea am văzut un club în Giurgiu sau câteva terase, dar nu cine știe ce, nu prea să, din cauza lor, nu prea să bagă bani în Giurgiu. Ce alternative am? Și să stau, să mă distrez, să beau un sufrice. Pe căldura asta vă dați seama. Ce crezi că ne lipsește în oraș? Foarte mult. Ești foarte mult ne lipsește în oraș. Pentru tineret, ce ar trebui să se facă? Pentru tineret? Foarte multe cluburi. Noi asta ne plac. Cluburile să ne distrăm foarte mult. De când n-ai mai fost într-un club? Nu prea am unde să mă duc. Îmi doresc în orașul acesta un cinema, deoarece noi nu avem și consider că pentru tineri este necesară nevoie. Copiii nu au ce să facă, stau doar la calculator, chiar copii de 7-5 ani și nu înțeleg de ce nimeni nu face nimic pentru acest oraș. Mulțumesc, Dumnezeu, am terminat și o să plec de aici și o să pot să fac ceva. În rest, nu prea ai ce să faci. O să mergi la București? Nu, vreau să plec din țară. Da. Și altceva? Ce n-ar mai trebui în oraș, în afară de un cinema? O librărie. Gen un magazin cu muzică, de unde poți să-ți iei DVD-uri, să, nu știu, să te duci să citești, să bei o cafea, ceva de genul. Pentru că noi avem doar farmacii, baruri în centrul orașului și nimic altceva. Păi nu fac voluntariat. Altceva? Ce mai faci? Mă duc la piscină. Ce crezi că ne lipsește pentru tineret? Pentru tineret? Parcuri. Mai multe parcuri și mai multe grădini. Spune-ne, ce faci tu să-ți petrești timpul liber în Giurgiu? Merg, mănânc o prăjitură, în parc cu prietenii. Ce crezi că ne lipsește pentru tineret? Știu. Ți-ar plăcea să mergi într-un club aici? Da, sau o discotecă, ceva. Până când va veni și ziua în care vor putea merge din nou la club sau la film, tinerii se mulțumesc cu o plimbare prin parc sau o ieșire la o terasă.